Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Fără desert. Desert. Ia, ce mă, dacă ia zis, o pasta, dacă băi. Contant a zis că eu am făcut minimalist azi. Ia o pasta. Aici e farfurie minimalistă. Nu e, ba da, e. Minimalistă, hai. Frumoasă. Ia uite, băi, minimalistă, da, mă. Minimalistă, băi. Cum am zis. Ciofran, ciofran, ca avem ciofran. Ia. Yeah. Hai, un desert bun. Băi, n-ai cum să te sperii de o frunză de la rosa. Te-ai speriat? Ce, mă? Samosa? Da, da, vezi că are o imagine aici. O vezi? Acum, da! Vezi? E o imagine. Dacă Măciuca avea păr, se vede? Mânălit. E o față de bătrânel. Dar crezi că nu i-au dat ingrediente suficiente? Mă, n-am o problemă cu faptul că e așa micuță farfuria. E testing până la urmă. Testing menu. Adică, de ce să fie mai mult? E fantasmagorie de culori. Coloristic, așa vorbind... Coloristic vorbind, este fantasmagoric. Da. Este un mister. Faptul că nu am pot să iau sosul din farfurie, aici ne vorbim. Ai o problemă. Da. Mai bine punea două pipete de alea. Exact, bravo, da. Băga o pipetă cu sos și aia era. Da, mă, da, uite, fii atent, artistul vieții tale, cum zici tu. Doi morcove ai avut în farfurie și nici pe ăștia nu i-a curățat calul. Asta arată a coloane, dacă te uiți mai exact. Au romani, uite, mai sau mari, mai mari coloanele. Alea încerc așa, da, băi. Stone, cum spune alea? Da, e pe Italia aici, e forul imperial, forul roman. Da. Dacă era strâmb așa, puteam să spunem că e turnul din Pisa. Da? Dar nu stă strâmb deloc. Nu stă strâmb deloc, să țin bine. Dar o să avem o surpriză, că nu are nicio treabă cu bucătăria italienească această farfurie. Serios? Da, o să vedeți. Păi atunci de unde să vină? Cu șofran mult așa. Dacă tot o ține pe vulcan, vine de la vulcanii Noroiești, de Buzău. Bă, să știi că s-ar putea să ai dreptate. Și cu peștele din Siriu? Păi trece pe acolo ceva. Păi aia zic. Și cine a gătit? Trebuie să votăm. Trebuie să votă, nu? Aici, Cane? N-are, mă, de unde să ai votat. Da, mă, Cane, tocată. Mai lisesc chestii de aici. Avem tabule, sambusec, îndeațit. Tu maci orc, mă, frate. Și aici, tu mei, tu les? Da. Tu little? Da. Tu maci pa-pa-pa, tu little orc? Dragii mei, eu am fugit de farfuria asta cât am putut de tare. Bună seara, șef! Bună seara! Numele tău? Numele meu este Darie Daniel, am 35 de ani. Și de unde vii? Cu ce te ocupi, Adrian? Sunt manager de magazin. Și care e treaba cu gătitul la tine? Îmi place. Și mereu gătești așa? Nu, de fiecare dată. Și ți-a spus vreunul, te-a aplaudat, nu te-a aplaudat? Și cum ești acum? De multe ori am primit. Ți-a zis, mai dă-ne totuși ceva să mâncăm, adică... Nu. Deci lor le dai să mănânce. Lor le dai să mănânce. Așa mic nu le dau. Mamă, doi. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Doi la pachet. Sunt Trica și Ivan. Ivan. Da. Ivan. Sunt italiano. Ivan italian. Da. Dumneavoastră, soția? Sau? Sunt soția, da. Pentru traducere. Doar pentru mine traduceți. Adică eu stă la cu italiana mai pe genunchi. Bine, atunci vă zic. Vorbiți cu mine, găsi, de oricum înțeleg tot și vorbesc la fel de... A, bine, hai să vă zic totuși. Te spuneți mie, da, ca să nu rămân totuși pe din afară așa, mai ales că ați venit, nu mă. Da. Salut! Seara! Mă numesc Zaid Ibrahim. 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 Zaid. Da. Sunt arab. Ibrahim. Jumătate. Da. Și jumătate? Român. De unde? De Vâlcea. Românica Vâlcea. Cum se zice la pătrunjel în arabă? Nu cred că am uitat. Bagdunis. Bagdunis? Da. Și la carne? Lahme. Lahme? Lahme. Bagdunis, lahme? Da. Da? Ma da dove sei da Italia? Torino. Di Torino? Sei juventino? No. Ah, perché? Nu știu. Nu știu. Acum vorbesc cu italian. Cel mai bun. Am un deja mă. Am un deja mă. Te-a inspirat de undeva să faci combinația asta de, de miel cu morcov, cu piure, cu sos, cu... Inspirat am fost de undeva, dar nu știu cât de inspirat am, sau cât de bun a ieșit. Lipsește sosul. Da, lipsește sosul. Pe lângă faptul că farfurie este subdimensionată, nu ar fi asta o problemă. Când te mai uiți pe internet la farfurii, gândește-te că alea sunt poze, diferite perspective, diferite obiective de pozat. Am înțeles. Înțelegi? El Piatto,
non è tipico italiano de trattoria. Diciamo che è una mia rivisitazione del piatto, è una mia idea. No, magari se riesco a tradurre. No, ah, no, che siamo in più. No, dai. Vai tranquilla, cioè, lui capisce, non sa parlare, ma capisce tutto. Ah, ok, allora va bene. Anche lui ha lavorato con gli italiani e lui sa una cosa, l'ha sentita ogni giorno. Come si chiama italiani, po' barca? Ah, che banda di chef bucatare italiano. Tu unde ai crescut? Palestina. Și de când ai venit în România? De 4 ani. Ce ai făcut în Palestina? Am studiat, am trăit viața grav. Greu cu fetele, nu? La Vâlcea e mai ușor. Da. După ce că îmi pui... Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.